calitatea transmisă de imaginile create de poezii poate fi diferită. Asta, se pare, e una dintre lecțiile pe care vine să ne ofere invitata ediției de astăzi. Scrie, pictează și, cel mai important, își permite luxul de a fi sinceră. A parcurs un drum lung până ajunge să fie poetă. Despre cum poate fi identificată haina perfectă pentru o carte, de ce uneori sensibilitatea ajunge să fie ascunsă în întuneric, dar și ce reflectă la final omul. Discutăm în cele ce urmează. Valeria, zicem bună ziua, mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Salutare! Și zic să luăm loc pentru a discuta despre tinerii de astăzi și de ce decidi până la urmă să rămână. Valeria Saculțanu, poetă, machetator de cărți, pasionată de picturi în vin și cafea. Într-un interviu anterior afirmai: nu puteam să nu scriu, fiindcă nu mă puteam liniști. În prezent ai ajuns la acel sentiment de liniște și, de fapt, cât de lung a fost acest drum? De fapt, pentru un om care scrie, scrisul este o menire și această liniște, eu sunt mai liniștită decât atunci, dar, adică pe zi ce trece, de exemplu, anul trecut eram într-un fel. Anul acesta sunt mai chibzuită. Sentimentul ăsta de a scrie nu poate să nu dăinuie. Un om adevărat care scrie, el trăiește prin asta și fără de aceasta, el cumva este mistuit de incertitudini, este mistuit de gol. Și dacă eu nu scriu, eu nu pot dormi. Și pot să mai spun o chestie, că dacă nu scriu poezia, pentru că poezia este foarte mufturoasă, să spun așa, este foarte egoistă chiar și bună, și adică este ca o ființă, dar adică așa voalat vorbind, abstract vorbind, pentru că dacă nu o scrii când ea vrea, când ea vine, ea pleacă. De asta este cumva o alegere. O scrii când ea vine sau, dacă nu o scrii, nu mai apare. Și cumva asta vreau să spun, că este neliniștea că aș putea să pierd o poezie. Aș putea să pierd poate o poezie care poate ar schimba un gând a unui om și din acest ar influența pe cineva la un moment dat. Da, și cumva aceasta este neliniștea. Neliniștea că aș putea să o pierd. Și mă strădui să mă detașez de poezie cumva, dar nu-mi reușește, pentru că eu sunt poezie, așa mă simt eu, dar până la urmă mă strădui să fiu om, simplu, bun, dar poezia mă definește foarte mult. În ce moment ai realizat cumva că poezia e cea care te reflectă și, de fapt, că ea este o menire? Această dorință sau iubire față de poezie vine de când te naști, de tine, dar la mine nu. La mine, la 19 ani, 18 am scris prima poezie, adică vreo 8 ani în urmă, plus minus, și mai mult. Și cumva vreau să vă spun că a declanșat o emoție puternică, scrisul, da? Dar totuși eu de mică iubeam foarte mult arta, eu știam că vreau să fiu ceva, dar nu știu încă ce. De exemplu, am fost la educația civică când eram în clasa 5-a, era foarte de mult, și profesoara a întrebat pe toți: dragi elevi, hai să ne gândim astăzi cine și ce dorește să devină în viață. Și fiecare a spus: eu vreau să fiu medic, eu vreau să fiu, nu știu, astronaut. Deci aveau adică dorințe destul de mari și mulți au realizat aceasta. Eu, pe lângă dânsii, nu știam ce vreau să devin, dar am spus un lucru: nu știu ce vreau să fiu, dar vreau prin asta să ajut oamenii. Și cred că am ajuns la peste, da, adică a trecut mult timp de atunci și, într-adevăr, simt că ajut prin poezia mea unele suflete, poate încă nu la nivelul în care îmi doresc eu, dar totuși cred, mi-au scris câțiva oameni, că chiar un băiat mi-a spus: Valeria, eu nu citesc deloc poezie, dar poezia ta m-a făcut să o citesc și să-mi placă să o citesc de câteva ori, și asta doar mă bucură. Care a fost acel click care la 19 ani cumva a provocat scrierea unei poezii? Îți mai amintești acele emoții? Ce se întâmplă pentru tine? Nu pot să uit aceasta, pentru că fiecare om
trăiește primul sentiment de dragoste, de durere, de dezamăgire, de trădare, da? Adică toate aceste emoții. Iar acele dezamăgiri interioare, cumva, și furtunile pe care le simțim în interior, declanșează până la urmă poezia de care ziceai anterior. Da, asta, eu acum nu mai scriu poezie pe care am scris-o. Deja foarte multe lucruri s-au schimbat. Dar cumva când eram la 19, 20, 22 de ani, nu că ar fi fost foarte, foarte de mult, dar adică am 26 acum, pot să spun că într-adevăr acest sentiment declanșează dacă este... De exemplu, Balzac, în toate romanele sale, adică majoritatea romanelor, scrie foarte mult despre dragoste, despre aceste sentimente, despre durere, despre chiar o nebunie oarecare, da? Chiar a fost un moment când am scris o poezie, gen vreau să iubesc și iubind să nebunesc. Au trecut ani, am căutat poezia aceea, că nu o găseam, am șters-o și am spus... Vreau să iubesc și iubind să-mi fericesc. Cumva am căutat-o pentru că am spus că nu, destinația este greșită, adică cumva ar trebui să trăiesc altfel această emoție. Și pot să spun că acum eu cred că dragostea adevărată este liniștită. Nici de cum nebună, nici de cum apăsătoare, nici de cum demonică, dacă aș putea spune, pentru că este un sentiment foarte puternic. Dragostea adevărată este cea care trăiește în timp. Dragostea înțelegătoare, dragostea adevărată este cea care te înțelege și te ajută să crești. Anterior, totuși, recunoșteai că ți era frică la un moment dat de sensibilitatea ta. Da, când ai ajuns să o îmbrățișezi asumat? Eu pot să spun că m-am gândit foarte mult la cuvântul sensibil. Și vreau să vă spun că nu mă regăsesc în acest cuvânt, deși l-am repetat de câteva ori, pentru că mi-am dat seama că, nu pentru că nu mă definește, dar pentru că este interpretat greșit de noi, oamenii. De exemplu, dacă cineva spune, ești așa de sensibil, de parcă ești ca o frunză care mai s-o atingi și se rupe, adică aceasta este prima impresie. Da, sună mai mult un dezavantaj al caracterului. Da, adică sună mai mult un dezavantaj, da, și mie nu-mi place acest cuvânt. Leonida Lare a scris în cartea Se duce vara vieții, ei, poieții, sensibili, modești, gingași, care au zdruncinat marile imperii. Adică cumva a făcut-o ei, tăcuții, sensibili, care au zdruncinat cumva o nație întreagă și cumva spun că e mai mult un dezavantaj să fii, adică cuvântul sensibil. Poate mai mult l-aș schimba cu un om rafinat, da? Adică eu aș schimba acest cuvânt, mai mult mă definește acest cuvânt decât sensibil. Cel mai frumos loc în care am fost? În pântecele mamei. Simt că sunt fericită în momentul în care... Îmi cuprind părinții. Tăcerea e benefică dacă... Dacă n-ai nimic de spus. Mi-aș dori ca oamenii să poată... ierta. Frica de a scrie poate fi învinsă cu... iubire, încredere, curaj. Visul măreț este despre... de a scrie cărți și ajuta oamenii. La un moment dat recunoșteai că încerci să înțelegi viața prin cărți. Uh-huh. Cum e aceasta prin intermediul paginilor? Eu, odată ce un om a trecut prin mai multe evenimente, mai multe dezamăgiri, mai multe situații, nu pot să spun că eu știu tot, da? Adică, desigur că noi prin cărți învățăm altă experiență. Putem dintr-o carte să luăm ceva care se potrivește, putem să luăm, adică putem să nu luăm foarte, adică chiar să implementăm. De aceea, adică cumva cărțile te ajută foarte mult să înțelegi cumva în care lume trăiești, pentru că și în ce lume a fost și ce lume poate să fie pe viitor, da? Adică să-ți faci o părere
generală despre lumea în care trăiești, pentru că părerea mea despre viață poate să fie foarte iluzorie, da? Eu pot să o trăiesc doar prin prisma vieții mele și asta nu este foarte obiectiv, adică e mai bine să vezi mai multe păreri, mai multe trăiri, mai multe emoții și să ajungi la o concluzie sănătoasă pentru sufletul tău, ca să fii un om integru. Știu că ești acum în pregătire și de lansarea unei cărți. Este o poveste foarte interesantă. Eu până acum, adică iau de la rădăcini, dacă îmi permiteți, eu până acum am făcut profilul real la școală, după asta am dat la facultate de economie și abia anul acesta am dat la facultate de jurnalism, adică ceva mai aproape de mine, de radio, de oameni care își doresc să aducă frumos, să educe alți oameni prin ceea ce fac. Și cum s-a întâmplat? Ca să nu zic cum s-a primit, că foarte deseori facem această greșeală cu această expresie, deci cum s-a întâmplat? Atât de rapid, adică în 3-4 zile, deja manuscrisul care stătea și se cocea în cumva 5-6 ani, în 3-4 zile deja era gata. Cumva și de astăzi dau manuscrisul să îl redacteze. Ce îți propui prin acest manuscris sau ce îți propui atunci când va ajunge pe rafturi? Pot să spun că nu mă mai regăsesc în această carte, pentru că deja am depășit-o, adică am depășit emoțiile pe care sunt trăite acolo, dar face parte din mine și nu pot să neg. Dar nu pot să neg că eu am trăit asta, nu pot să neg că, într-adevăr, eu asta am fost, eu asta am văzut, eu asta am trăit, eu așa vedeam oamenii, așa vedeam iubirea, așa vedeam poezie, așa vedeam lumea în general. De aceea, această carte este ca o etapă depășită pentru mine și, în același timp, un suflet drag, vorbesc cumva tot despre mine, care a trăit cumva într-o lume în care căuta liniște, căuta salvare, cumva, așa, metaforică. Mai ești critică cu tine cea din trecut? O iubesc. O iubesc foarte mult și vreau să spun că mă mândresc, că cumva, adică mai multe de învățat, dar cumva mă mândresc că am ajuns la etapa în care sunt acum. Pentru că mereu mi-am dorit să trăiesc viața care o am acum, nu că am realizat foarte multe, dar cred că cea mai mare realizare a mea este liniștea pe care o simt și pe care sper că oamenii simt că o eman. Astfel, poezia este cea care trezește sufletul până la urmă. Ce atinge sufletul tău astăzi? Natura. Iubesc la nebunie natura. Mi-am dat seama că legătura, în primul rând, este persoana care mă susține foarte mult. Da, adică aș sunt recunoscătoare foarte mult acestui bărbat, să spun așa. Dar dacă să vorbim despre alte lucruri, aș spune că este natura, este în primul rând energia divină, natura care mă ajută să mă înrădăcinez cu pământul, cu iarba, cu aerul, cu oamenii, cu privirile, pentru că noi trăim o lume foarte zgomotoasă și o lume foarte gălăgioasă în general și foarte grăbită, mereu se facă ceva, mereu ba încolo, ba încoace, nu reușește. Agitată și nu reușește să se liniștească, să se potolească puțin și să trăiască viața, să trăiască clipa. Și cumva vreau să spun că acum cea mai mare reușită a mea e că am găsit această liniște și pot să spun că mă bucur că trăiesc în momentul ăsta și sunt, de exemplu, și vorbesc cu tine și mă bucur de această clipă. Cumva am început să trăiesc altfel împrejurările vieții. Cum ne putem potoli acest avânt cumva și această grabă? Nu poți să trăiești liniștea dacă n-ai trăit deznădejdea, nu poți trăi iubirea adevărată dacă n-ai trăit trădarea, nu poți trăi bucuria dacă n-ai trăit o tristețe mare. Adică, cumva, așa suntem noi oamenii, că nu învățăm deodată, da? Adică ne învață comparația. Cumva, aha, dacă am făcut așa, e așa. Înseamnă că trebuie să schimb ceva, pentru că
nu cred că un om și-a schimbat viața așa pur și simplu. Adică el și-a schimbat viața pentru că și-a dat seama că nu trăiește corect. Adică cumva a zis că nu, ceva nu merge bine. Răspunsurile pe care le caut în poeme sunt despre... despre iubire, despre iertare, despre chiar liniște, despre deznădejde și despre depășirea fricilor. Înțeleg că pot mai mult atunci când... atunci când mă sună tata sau mama, tatăl. Despre generația mea pot spune că... suntem o generație de învingători. Mama este... totul. Mă regăsesc în... tatăl meu. Sufletul se simte bine dacă... dacă îl cuprind pe omul meu drag. Pentru că debutul tău în lumea scriitorilor, ca să zic așa, a fost și prin prisma promovării Republicii Moldova, vin să te întreb, la început de an spuneai, mi-aș dori să rămân anul acesta acasă. Când s-a născut acest sentiment și dacă mai persistă el de fapt? Când am plecat la 21 de ani din Moldova, am vrut foarte tare să plec. Mă simțeam strangulată, să spun, de aiurul de aici. Cumva mă simțeam că nu fac parte și a trebuit să plec ca să-mi dau seama cât de înrădăcinată sunt aici și cât de mult fac parte din această societate și nu degeaba sunt născut aici. Și adică distanța m-a apropiat, nu degeaba se spune că distanța apropie și când ești prea aproape adică te distanțezi, adică nu degeaba am simțit acest sentiment. Mă bucur că am plecat, deși am fost o perioadă foarte tristă, de la început eram foarte fericită, să zicem așa. Adică îmi părea că într-adevăr așa și trebuie, dar la un moment dat mi apăreau gânduri. Ce faci cu poezia ta nescrisă? Ce faci cu poezia ta nescrisă? Ce faci cu lucrurile pe care ai vrut să le faci? Ce faci cu ele? În altă viață? Dar în altă viață poate o să fii, nu știu, în altă parte, nu știu. Dar, adică eram foarte măcinată de gândul că nu-mi trăiesc menirea. Și menirea mea era foarte legată de pământul din Moldova. Foarte legată de aerul de aici, de frunza de aici. Deci de multe ori sunt destul de nostalgică eu, dar îmi place firea mea. Menționai că oamenii de fapt sunt amprenta țării. Da. Tu ce amprenta ți-ai dori să fii? În primul rând, noi putem să începem de la rădăcini. Dar ce ne definește pe noi ca popor, pe lângă că noi suntem blajini, limba română. Da? Adică limba română, chiar și această emisiune promovează limba română și cumva cultivarea limbii române. Și desigur că eu simt că menirea mea este de a promova limba română mai departe. Limba română corectă, limba română frumoasă. Deși acum oamenii se străduie, nu știu de ce, să elimine partea cu Eminescu, cumva să devină mai moderni, mai... dar mă gândesc că totuși aceasta este rădăcina noastră. Nu putem să negăm ceea ce suntem, da? Adică trebuie să mergem mai departe, dar să fim foarte conștienți de unde provenim și cine suntem, pentru că dacă nu putem să ne identificăm cine suntem noi, nu putem să mergem mai departe, nu putem să creiem, pentru că astfel te simți ca un copac rupt din rădăcini, da? Noi, odată ce știi cine ești, identitatea ta, ești ca un copac robust care trece de orice furtună. Cât de ghidați, de fapt, sunt tinerii astăzi de acest sentiment, de a afla cine sunt, de unde au pornit rădăcinile lor și de a crește nemijlocit cu fiecare generație? Cred că tinerii sunt dornici, pentru că nu vreau să zic că nu, că tinerii... Nu, tinerii sunt dornici. Am cunoscut mulți tineri și eu fac parte din ei, care, într-adevăr,
ne dorim să schimbăm, ceva. Pe viitor îmi doresc foarte mult să creez o comunitate, dar nu știu cum va organiza aceasta stelele. Eu, ca om, o să mă strădui să fac ce pot. Deja. Cum ți-ai dori să fie această comunitate de care spui? Știți, Adrian Păunescu, Cenacul Flacăra, oamenii aveau atâta speranță, iubeau atât de mult, încât mă emoționez să vorbesc despre asta, pentru că aveau atâta speranță, atâta iubire față de frumos, față de cultul ăsta, față de limba română, încât mă emoționează foarte mult, așa că nu o să vorbesc foarte mult despre aceasta. Dar mai avem astăzi acea flacără sau mai flacăra identității niciodată nu se pierde. Poate să fie puțin ștearsă, adică puțin stinsă, dar niciodată definitiv, da? Adică ea adăinuie, pentru că nu putem să negăm ceea ce suntem. Și văd această comunitate ca o comunitate mare de oameni care își doresc să schimbe ceva, care se bucură, care sentimentul ăsta de patrie, nu știu, poate, știu că sunt nostalgică și poate nu foarte mulți oameni se identifică cu mine, dar sunt sigură că sunt și oameni care se identifică, da? Odată ce sunt eu așa, nu degeaba, da? Adică, sau cum este un poet într-un fel, nu degeaba el este așa, pentru că el are grupul său de oameni, da? Care să-i ajute prin felul său de a fi. Pentru că fiecare om, de fapt, este menirea, sensul omului este prin felul său de a fi, de a strânge prietenii săi, de furnicile, da? Cumva, să schimbe comunitatea, da? Adică cumva chiar și Dumitru Crudu, v-am spus mai înainte, că am fost la un eveniment, era foarte restrâns și a spus că el simte că are o menire și trebuie să rămână în țară ca să facă ceva. Adică și eu mă identific cu acest gând de mult, adică mai ales de când am fost plecată și m-am întors și toate acestea, această ruptură de Moldova, da, de limba română, că vorbeam ba italiană, ba limba engleză, cumva nu foarte reușit, dar orice numai nu limba română, cumva vreau parcă să fug de ceea ce sunt. Dar aceasta este cel mai mare pericol, pentru că tu, odată ce fugi de ceea ce ești, tu niciodată nu o să te regăsești. Pentru că fugi cumva într-un neant și cauți într-o gaură neagră, nu știu ce. N-ai cum să găsești lumina acolo unde nu este lumină, da? Adică acolo unde nu trebuie să fii, n-ar trebui să fii. Bine, poate acesta este foarte metaforic, da? Dar eu chiar cred că noi ne-am născut acolo unde trebuie să ne naștem. Și nu este rău plecarea, da? Adică nu e rău să pleci, e foarte bine să pleci, dar este foarte și mai bine să te întorci cu alte experiențe, cu altă conștiință, că mulți oameni, mulți moldoveni s-au întors și au creat ceva aici după ce s-au întors cu alt tip de gândire, da? Un alt mod să privească lucrurile. Alte viziuni, având o experiență, da? În afară. În acest sens, fiindcă suntem pe final de emisiune și pentru că spuneai că, de fapt, plecarea ta nemijlocită și provocat acea înrădăcinare și mai mult aici acasă, ce ar trebui să facem pentru ca tinerii artiști nemijlociți să rămână aici, în Republica Moldova, pentru a o crește frumoasă? Ca să faci un lucru bine, trebuie să știi foarte bine cine ești și să te, împrospătezi sau cumva să ștergi de pe tine toată murdăria socială care se implementează greșit, cumva să nu-ți permiți să fii influențat de ceea ce este greșit, pentru că în lume este și bine și mai puțin bine. Și cumva, ca să faci un lucru mare, trebuie să trăiești într-un mod în care divinitatea să-ți permită ca să știi ce să faci, da? Nu știu, sper că am explicat corect. Odată ce trăiești corect, îți vin și gândurile potrivite. Odată ce trăiești mai puțin corect, îți vin gânduri iluzorii care nu te ajută neapărat. Și cumva ce ar trebui să facă tinerii? Să se întoarcă la bunica, în sat, să-și aducă aminte cine sunt ei,
cum erau ei mici, pentru că acum când m-am întors, primul lucru pe care am vrut să-l fac era să mă duc la bunica, să merg de sculț și să hrănesc un bobocel. Asta era visul meu când eram plecată. Adică, și am făcut aceste lucruri. Urmează, când mă întorc acum peste 2 săptămâni, vreau iarăși să plec la bunica. Și ce trebuie să facă tinere? Trebuie pur și simplu să creeze, să meargă mai departe, să nu le fie frică de necunoscut, să nu le fie frică să simtă, pentru că conștiința apare atunci când trăiești lucrurile corect, când... Să îndrăznim să trăim frumos și să revenim acolo unde ne sunt rădăcinile, de fapt. Acolo s-ar putea să ne regăsim pe noi. Da. Îți mulțumesc pentru discuția de astăzi. Mulțumesc.